Accidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 18:30, pe drumul național 17A, în comuna Marginea din județul Suceava. Un bărbat de 40 de ani, cadru militar, aflat la volanul unui autoturism, a fost surprins de apariția pe carosabil a unei femei de 79 de ani, care s-a angajat în traversarea neregulamentară a drumului. Femeia a fost lovită violent de mașină și a fost proiectată pe carosabil. În urma impactului, victima a suferit răni grave, iar medicii nu au reușit să-i salveze viața. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că șoferul nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul rutier și cine se face vinovat pentru producerea tragediei.